25 ianuarie nu va fi zi liberă. Instituțiile statului vor avea program de lucru normal vineri 25 ianuarie 2019, deși foarte mulți așteptau o nouă minivacanță. Guvernul României a decis ca ziua de vineri să rămână una cu program normal. Următoarea minivacanță din acest an se anunță în perioada 28 aprilie 1 mai, având în vedere că Paștele va fi sărbătorit în acest an la finele lunii aprilie, în preajma zilei internaționale a muncii. De asemenea, în prima zi și a doua zi de Rusalii, respectiv duminică 16 iunie și luni 17 iunie nu se va lucra. Bugetarii mai pot prinde o mini-vacanță în perioada 15-18 august de adormirea Maicii Domnului.